este gata pentru începerea ceremoniei organizate cu prilejul plecării misiunii. Sunt comandul companiei, Maior Marian. Bună ziua! Pentru participarea la operația ISAF în perioada mai-decembrie 2014. În baza hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării, numărul S-138, din 17 decembrie 2013, pentru aprobarea planului întreprinzării Forțelor Armatei României la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2014, începând cu data de 21 mai 2014, compania CAP-GDA, rotația 4, se va introduce în teatrul de operație Afganistan pentru o perioadă de 6 luni, în vederea participării la misiune în cadrul operației ISAF. Domnilor miniștri, stimați reprezentanți ai autorităților centrale și locale, domnilor general, preacucernici părinți, doamnelor și domnilor, dragi camarați, mă simt deosebit de onorat să mă găsesc azi, aici, în fața dumneavoastră, în postura de comandant al unui nou detașament ce urmează a fi dislocat în teatru de operații din Afganistan. Dar vreau să vă asigur că vom face tot ce ne stă în putință pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă. Vreau să fiți mândri de noi, mândri căci noi, șoimii carpaților, suntem unii dintre adevărații mesageri ai Bistriței, ai Armatei Române și ai României. Înalt preasfinția voastră, Părinte Mitropolit, stimați reprezentanți ai autorităților centrale și locale ai Armatei Române, domnule Maior și stimați militari ai companiei care în curând va avea o misiune atât de dificilă, de aceea de a proteja aeroportul Kandahar, am vrut azi să fiu aici, la acest ceremonial, în primul și în primul rând, pentru a vă spune că noi toți românii mândri de dumneavoastră, că vă privim cu admirație și că ne dorim cel mai mult, nu doar familiile dumneavoastră, ci noi toți, să vă îndepliniți cu succes misiunea și să vă întoarceți cu toți bine, sănătoși, înapoi acasă. Veți avea o misiune dificilă într-o zonă a lumii în care încă nu este pace, în care încă violența, moartea desparte oameni. Am fost și am inspectat camarazii dumneavoastră în Kandahar, în Afganistan,
am văzut cât de dificile sunt misiunile, dar în același timp am primit în numele dumneavoastră și vreau să vi le retransmit cele mai înalte aprecieri, cele mai multe complimente și mulțumiri din partea tuturor aliaților noștri care mi-au spus direct și fără niciun fel de dorință doar de a fi politicoși că militarii români sunt extrem de apreciați, sunt extrem de respectați, sunt foarte bine pregătiți și fac cinste României, Europei și Alianței din care facem parte. Vreau să vă rog și să vă cer să păstrați acest renume al Armatei Române, să vă îndepliniți misiunea cu aceeași cinste și onoare și să purtați drapelul României pe alte mereaguri cu cinstea și cu onoarea cu care au făcut-o camarazii dumneavoastră. Știu cât de dificilă este misiunea pe care ați îmbrățișat-o. De fiecare dată vreau să-mi exprim solidaritatea și respectul pentru camarazii dumneavoastră care au căzut în îndeplinirea îndatoririlor. Aceasta este viața de militar, o viață dificilă, o viață periculoasă, dar îndepliniți ceea ce un popor întreg așteaptă de la dumneavoastră, un popor care are încredere în biserică și în armată mai mult decât în orice altceva și cred că această încredere vă meritați cu prisosință. Vreau să spun că, din punctul de vedere al Guvernului, toate eforturile pe care trebuie să le facem pentru ca dumneavoastră să aveți resursele necesare pentru a vă pregăti foarte bine, pentru a vă îndeplini misiunile pe care le primiți, sunt eforturi absolut necesare și justificate. În toate momentele dificile, țara se bazează în primul și în primul rând pe dumneavoastră. Din păcate, nu doar în Afganistan sau în alte continente, aici, la granița noastră, vecini și prieteni, Ucraina, Moldova, sunt în pericol, sunt agresați, se află în momente dificile și cu atât mai mult trebuie prin dumneavoastră să spunem în primul și în primul rând poporului român că Armata Română îi asigură în totalitate siguranța, securitatea fiecăruia dintre noi, că putem să ne ajutăm prietenii și aliații și că ne luptăm dumneavoastră militari, noi conducători politici, pentru ca pacea și democrația să existe nu doar în România, ci și în toate țările din jurul nostru și în țările în care dumneavoastră aveți asemenea misiuni. Vă urez tuturor sănătate, vă spun că ne mândrim foarte mult cu dumneavoastră și o să vă așteptăm în decembrie cu misiunea îndeplinită, cu toții alături de familii și de toți ceilalți care ne mândrim cu dumneavoastră. Vă urăm mult succes, domnule Maior, să îndepliniți misiunea dată de Ministrul Apărării și vreau să vă rog să aveți cu dumneavoastră acest drapel al României, care îi faceți cu toții foarte mare cinste. Întoarceți cu bine. Odată, faptul că a fost o mare onoare și o mare cinste pentru mine să particip la acest eveniment, după cum probabil Ministerul Apărării v-a informat. În mod normal este ultima companie care pleacă cu misiuni de luptă în Afganistan, protecția aeroportului de la Kandahar. România are o armată extrem de respectată și apreciată la nivelul aliaților noștri. Atunci când am fost pe teren, chiar în Afganistan, toți comandanții aliați americani au avut numai cuvinte de laudă. Vreau să îi asigur de faptul că toate eforturile financiare pentru ca Armata Română să aibă la dispoziție
toate mijloacele tehnice necesare sunt îndeplinite și le-am urat tuturor să se întoarcă sănătoși acasă la familii și la noi, iar în contextul acesta de agresiune împotriva Ucrainei, de pericol împotriva Moldovei, evident că pentru România faptul că are, este membra NATO, dar are o armată cu care ne putem mândri și pe care ne putem baza, este un lucru extrem de important. Ministrul Antonescu, recent discuții între toate partidele politice, astfel încât să se ajungă la un acord pentru mărirea bugetului Ministerului Apărării pentru anul viitor. Noi l-am mărit deja de anul ăsta, ceea ce cred că e cel mai important, pentru că știți cum anii viitori sunt importanți, dar important e ce se întâmplă astăzi. Și evident că am făcut un efort foarte mare chiar de anul trecut, atunci când am cumpărat avioanele multirol F-16 de care România, aviația militară avea nevoie. Am făcut un efort important anul acesta și am și mărit bugetul pentru păstrarea tehnicii de luptă și chiar dacă întotdeauna banii sunt necesari pentru sănătate, pentru educație, pentru infrastructură și asigurarea unei capacități militare este importantă, cu atât mai mult cu cât, iată, războiul și agresiunea nu mai sunt lucruri care se întâmplă la mare distanță de România, ci se întâmplă în cazul vecinilor noștri ucrainieni, Moldova. Noi am susținut și vom susține fără niciun fel de ezitare Guvernul Democratic al Ucrainei și al Moldovei, integritatea teritorială și suveranitatea celor două țări și evident că dincolo de poziții politice, capacitatea noastră de a ne îndeplini toate obligațiile ca membri NATO, ca graniță de est a Alianței Nord-Atlantice, este extrem de importantă. Legat de asta, ne gândim la recrutări ale tinerilor din România? Nu, încă am încercat să spun și vă rog mult, nu mai veniți cu aceste lucruri, că sunt neserioase. S-a creat un val de neliniște. Eu l-am liniștit, nu știu cine l-a creat. Nu se recrutează nimic, nu se întâmplă nimic. Suntem în secolul 21, avem militari profesioniști pe care i-ați văzut mai devreme, de care suntem foarte mândri și sunt foarte bine pregătiți și important este pentru acești militari profesioniști să avem la dispoziție toată tehnica militară necesară, ca și pentru aviatori, pentru marinari, ca să poată să-și îndeplinească misiunile. Nu mai vorbiți de recrutări, că cine a lansat această idee a făcut-o într-un mod neserios.